Deci mai avem de luat așa, două pătuțuri, două trusouri, 8 biberoane, 8 suzete, 7-8 pachete de scutece, ne mai trebuie două olițe. Vă prezint pe viitoare mea soție, frânce. Hai mă, Robi, ce? Că doar eu după ce o să nasc, nu o să am timp să umblu pe aici ca nebuna după toate alea și nici tu, iubirea mea. Păi dar de ce mă, că am fost la control și a zis că naști tu, nu că nasc eu? Păi dar bineînțeles că nu naști tu, nasc eu, dar tu o să trebuiască să stai lângă mine să mă ajuți. Două păturele. Aș vrea să menționez și eu un aspect al problemei, dacă s-ar putea. Da, spune. E vorba de o naștere, nu emigrăm în altă țară. Adică am cheltuit 18 milioane, numai a străiți, iar familia ta să trăiască, adică a noastră. Adică știi ceva, Robi, vreau să menționez și eu un aspect, dragul meu. Nu uita că jumătate din bani sunt economiile mele din cursă, da? Așa că ce-o cu mic. Păi dă-mă, am cheltuit 15 milioane până am ajuns aici și amă, de aici și aici încolo ce mai urmează. Și te-ai cumpărat o felul de bulonaj și te-ai cumpărat bikini. Am pus eu să mă o pereche de blugi de aia evazat, că începe din nou copil. Modă. Păi dar nu mă, dar începe moda aia cu blugi evazat, mă și o pereche de blugi evazat. Iubirea mea, uite care treabă, o femeie în pragul nașterii, dar trebuie să fie foarte pregătită, adică cu bagajul gata făcut mereu la ușă, că oricând poate să-i spune soroc. Că tu ești așa de mult, mă, că mereu ne certăm și ești cu bagajul la ușă, de ce ai antrenament? Auzi, ia nu mă mai supăra tu, că poate stai cu bagajul la ușă când o să vreau, da? Deci ai zis, putră. Încet. Păi în ce mă, dar nu vezi că nici în asta n-avem loc? Vezi că-ți cad, măi, ai grijă. Așa, hai. Aștept să vină tramvaiul? De ce îmi deschizi, mă, portiera de la șofer? Ai nebunit? Păi dar nu mai poți, mă, să iau o mașină mare de familie, că o să avem copil, că cu tare, că cu tare. Mai poți să iau autobuzul ăsta, iau autobuz? Deci da. Înseamnă că e mijloc de transport în comun, că o să mă 14 în oraș de Anelo. 14 în oraș. E mijloc de transport în comun, da? Îți citesc în cei 7 ani, dacă, de fapt nu în cei 7 ani, dacă sunt în cei 7 ani de liceu. În mijloacele de transport în comun, cum e ăsta, că, repet, o sumă 14 în oraș, trebuie să cedez locul la femeile sărcinate, deci ăsta e locul meu, ți-l cedez. Ferească Dumnezeu, băi, Robi, mă ții în ploaie pentru toate glumele astea nesărate. Am uitat iar să cumpăr solită. Cu care nu mai încetezi. Da, da, ia mă iubești. Da-te. Ține-te de olițele astea. Te-ai îndrăgostit de ele, nu vrei să le pun în spate? Ba da. Au. Ia-le, că nu mai e loc. Vezi ușor. Deci aș vrea să știu de unde ți-ai cumpărat mașina asta, adică de unde ai avut bani să o plătești. Mi-a dus o micuță din Germania, o plătesc în rate. Și bani de rate de unde ai oare? În alocații la copii, am făcut și calcul, în 60 de ani le achităm. Ferească Dumnezeu. Asta dacă n-ai și tu bun simț să mai faci 2-3 geme și în 30 de ani ai scăpat de rate. Băi, iubirea mea, eu chiar mă întreb deseori dacă tu ai probleme la mansardă. Auzi, iubirea mea? Ce? Și eu mă întreb același lucru. Dădeți-vă că trece 311! Aui. Să rămână să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu-l lase singură la... Greu. M-a ținut minte. Să rămână. Am venit și eu cu viitoarea mea soție pentru ITP. Mă faci de râs? Pentru ce? Inspecția tehnică periodică, nu ai ce să spune, mă. Aha, glumește. Da. Păi zi de ce ai venit. Am programare la domnul doctor Terean. Are programare. Da, da, da. Momentan domnul doctor are un pacient, dar imediat. La ultima dată n-a venit aici, am venit în altă parte. Astăzi v-am făcut aici programare, domnul doctor are 6 astfel de cabinete și este... Câte? Câte are? 6. 6? Oară, domnul să vă lași, mai bine chemat domnul doctor Iohannis. Da. Cum e cu doi? E foarte care interesant. Care doi, mă, cu cine mă înșeri? Doi. Mă referam la faptul... Știu, am vrut să vă dau palpitat. Ce faci, mă, Cole? Te duci la pește? Eu am fost 4 ani la pește, dar nu e convenabil, nu e rentabil. Nu mă mâncați-și gura ta. Bă, astea e cadourile noastre, din partea noastră. Ce să fac cu ele, mă, eu am timp să mă iei la pescuit? Bă, mâncați-și gura ta, dar tu te-ai tripat pe pescuială? Nu-i pentru pescuit. Dar pentru ce? E pentru mașină, om. Ce să fac la mașină? Erau așa și mai mici, era și la ofertă și oricum ești obligat să pun scaune de-astea mici, bă, dacă ai copii mici. Și le-ai luat pe astea, că te-ai gândit tu că e mai sigure.
Da. Bă, tu ești între ele, păi, dar nu scaune de-astea, măi, cu metre de alea care se pune în spate la bachetă să te lipească de ele, vrei să-mi omor copiii cu astea, tu ești între ele la minte. Alo. Bă, nu mai băga legale, băi, malune, când mă uită dracul meu. Alo, haideți, gata, vă rog frumos, să fim civilizați, aici este cabinet ginecologic, nici de cum șantier. Dar de ce te uiți la mine, că e la țipă? Bă, dacă aici e bucur. Gata. Eu sunt foarte fericită că o să fim nașii la copiii voștri. Da, și eu fiertul. Băiețel, fetiță? Și-a urmă? Da, haideți, mergeți. Poftez pacienta să vină la control, însoțită eventual de domnișoara. Domnișoară, haide, iar dumneavoastră rămâneți cu nașul în sala de așteptare. Mulțumim, da? Frumos, Veronica. Cu plăcere. Veronica, Veronica, fată bună și frumos. Las-o, las-o, o lăsăm. Acum o lăsăm, așteptăm. Ia fii atent, finule. Ia fii atent, trâițarne. Ce-ai făcut? Ai că degeaba nu le-ai luat. N-am mai avut idei nimic ca să ieși gură. N-am mai fost să mă epilez, n-am mai fost să fac nimic cu viața. Bună ziua. Mă scuzați, puteți să-mi ții și mie puțin acest buchet? Trebuie să merg până la baie să-mi fac frez. Dacă se poate. Poți neapărat să știi cum să fac? Să rămână, să rămână. E foc? Auzi, mă? Ce faci? Ce să fac cu el? Răspund-o. Nu-i numi eu sofloci. Eu dau o fată. Urmăm. Ia stai încă. Trebuie să vine prost. Ia cum e. Vezi că se uita niște frunze aici și ea. A, stasule, cadou. Sănătate și virtute. Auzi, mă, știi ce țară de steagul așa? Păi niciuna, mă, că le are pătrate toate. Canada, p***, gură de bău. La că dracu de ce costă? Domnul doctor, numele meu este Gina Felea. Dacă doriți, vă pot ajuta să vă angajați în Italia. Eu dețin patru... Mai pe înțelesul tuturora, două nightcluburi în Torino. Vă pot înlesni să... Vă angajați acolo ca agent de bază la intrarea night. Vă spun cu toată sinceritatea, nu sunt vreo falsă. Haideți, ofer domnule. Toate condițiile. Domnișoară, hai, vă rog frumos, nu sunt interesat. Ce am făcut o facultate ca să mă angajez agent de bază? În schimb, dumneavoastră, vă pot oferi eu ceva. Ce? Un consult. Când ați fost ultima oară la doctor, după ce ați făcut dragoste? La dentist anul trecut. Haideți, domnișoară, vă rog frumos, nu, la ginecolog, când ați fost ultima oară? Acum 2 ani, la un domn de 75 de ani. 75? 75, da. Păi și de ce 75? Era profesor, doctor sau de ce ați fost la el? Îmi plăcea foarte tare că îi tremurau mâinile foarte tare. Haideți, domnișoară, vă rog frumos. Termin cu domnișoara și vă iau și pe dumneavoastră, da? Da. La consult. Da. Da. Bă, mâncați aici gura ta, tu știi ce nu înțeleg eu? Unde se duce soarele noaptea, se ascunde malune. Lasă așa. Nu. Bă, dacă ai geme, barza vine cu ei deodată sau vine cu ei pe rând? Nu vrei să duc la un centru, dar la mă să... O, mă, du-te, dracu, că am glumit. Normal că vine cu amândoi deodată, dacă era să vină cu ei pe rând, era două sarcini diferite, nu? Nu, băule, era două drumuri diferite. O să vă doară un pic. Opa! Nu e bine, nu e bine, nu e bine deloc. Da, nu știu, am o iritație. Păi tocmai ai, domnișoară, că... Numai iritație nu aveți, că în rest... Ia stați numai un pic să mă uit mai bine. Opa! Ce s-a întâmplat? A venit barza. O vedeți acolo? De fapt, ce văd eu aici, domnișoară, e cuibul. Sunteți însărcinată. Oh.
club când ieși? Prost cu metre. Plătioare, nu mai arătare, vreau să-i pun pe mine. Deci fă o diversiune cu asta. Și eu ce să-ți fac, mă? Fă o diversiune cu asta. Ce să-ți fac, mă? Fă pe mă, tipă. Du-te și întreabă ceva, nu știu, spune-i ceva inteligent. Mă rog, nu, spune-i ceva. Auziți? Spuneți, vă rog. Am și eu o problemă. Deci dacă doi muncitori s-au pogroapă în două zile, atunci două zile, în câte zile vor să pat patru gropi trei muncitori? Pardon, cu ce vă pot ajuta? Deci dacă trei zile sapă patru muncitori în trei gropi... Alo, vă rog frumos, domnule, iar intrați abuziv în cabinet. Haide, vă rog frumos, da? Hai. Mă rog, domniță, bă, la ce, dar ce dureți asta cu metri, mai faci încă doi? Și cu ăsta ce-i crăcit aici și a trăit iar familia ta să străiască buzi copiii de la una la alta? Robi! Nu, domnișoara e la control. E și ea însărcinată, da? Felicitări! Mulțumesc! Dar de ce? E copiii mei cumva sau ce? Nu, boulă, să ai și tu unul. Nu mă mâncat, faci gura voastră, stai și eu mă, că stăm de la copil, măi, de la bere, mă. Bună, numele meu este Gina Felea și sunt însărcinată. O să avem un copil, dar să-i oferim toate condițiile. Ce vrei să fie? O glumă! Dacă reieși de aici, și te pleznesc. Cum e? Aveți pofte? Aș vrea dacă se poate niște mămăligută, borcușor așa la garniță cu muștei de 100 roi. Și aici? Două. Nu, cu domnișoara vorbeam. Atunci să fie fără 100 roi, că ei nu-i place cu 100 roi.